Valul 3 al pandemiei lovește România tot mai puternic. Scandal politic în coaliție. Ministrul Sănătății acuză măsluirea datelor epidemiei. Președintele răspunde. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, cere o anchetă. Război pe carantinarea Bucureștiului. Autoritățile nu se pot pune de acord ce restricții să introducă și când. PSD amenință cu răsturnarea guvernului Câțu. AUR îi se alătură. Scandal pe holurile Parlamentului. Cine a fost boul și cine papagalul în fabula politicienilor Dâmbo? Președintele PNL relansează jocul politic și anunță că ar putea candida la prezidențiale în 2024. Multe evenimente. Toate vor fi dezbătute de la ora 21, într-o ediție specială la Realitatea Plus.